Povo de Avaro, é. Aici e interesant. Super. Da. Nu. Oricum, doar dacă te sperii, uite, îi place și lui Alicia. Ele, îi dă dură drumul ele. Aha. Mona, nu mi-ars o frână! Lacul roșu. Ca peisaj și ca poziție, eu zic că seamănă foarte mult cum e la noi Lotru, Valea Lotrului. Dacă era vară, ne vedeam și cu barca. Acum se pare că nu funcționează. Cheile picazului. Cheile picazului. Da. Au. Fain. Fain, fain. Uitați-vă în față. Da, dacă
claxonez, e posibil să cadă pietre. Vine din munte, dar el a săpat în munte acolo, în stâncile alea, și a făcut valea. Lasă. Cam asta e. Cam alea sunt cheile picazului. Lacul Pângărați, între Bicaz și Piatra Neamț. Spre surprinderea mea, foarte multe lebede. E plin lacul, e plin, plin lacul de lebede, rațe. Îmi bate soarele din partea aia, dar nu mă așteptam să fie așa multe lebede la o altitudine așa mare. Încerc să mă oculesc un pic așa soarele. Sper să se vadă, la mine și bate soarele, dar se vede, sigur. Da, e plin de rațe și lebede. Mănăstirea Agapia. Hai mă, lăsați-o. Cam pe același stil ca mănăstirile de pe la noi, doar că asta e un pic mai mare. Pe la noi, prin zona mea. Este seara. Culoarul ăsta pietonal la intrarea în mănăstirea Voroneț. Uitați-mi cum se numește. Este plin de obiecte. Tradiționale. Plin, plin. Un culoar de 200 de metri. Ia
Trebuie să mă să-mi plătesc bilet. Te angajăm... Punguța. Punguța nu dai bani. Uh-huh. Hai să vedem. Zic ghidul, hai ghidule. Zice, deci aici avem ursul păcălit de vârfe. Da? Unde e mă ursul? Oh, uite-l cu alea. Aici. Ursul? Păcălit de vulpe. Moș Martin cel păcălit. Simona, hai mamă. Era doar mătușii su. Simo. Uite-i poporul, mama lunică. Uite-i cătea. Ce frumoasă e mama lunică. Capra cu trei iezi. Aici ce e? Uite, capra cu trei iezi. Mamă, ce dinți are ăsta! Și lupul, nu-l vedeți! Da! Doamne, cum arată! Ce ai luat? Îți zici că fac dansul! Uite ce unelte aveau! Voi observa, arăți, nu vă prostiți! Uite ce încălțăminte aveau odată oamenii! Uite și capra! Mi-a fost fetița aia! Vezi? Hai! Și capra! Uite aici, bă, veniți cu coa să vedeți că voi n-ați avut deși! Uite, ei așa dormeau înainte. Păi da, ei așa dormeau cu torul, aveau un postament unde ei acolo dormeau. Aia-i troaca unde culca copiii, uite. Copiii Alina, care e ei? Că eu aproape am prins de astea. Eu nu le-am prins. Ba, eu uite, mă, am prins-o și eu. Ce-i aia? Asta jurebie, mama dacă acasă, ne-ai ghem, păi da. Astea am făcut și noi, dar nu știam că așa îi zice. Bă, uite, da, și de asta am făcut. Faci ghem, uite ghem. Hai cu în spate, unde puneți. Uitați-vă cu atenție. Uite, dacă vreau le dau și eu niște de leac, mai ai și acum o să facă tablouri ăsta de leac. Stea, nu-i frig, mă, la ăsta mic? Ăsta mic, nu-i frig? Bă, veniți să faceți, să voi ați văzut vreodată viața voastră fier din ăla vechi, că-l decălcat. Da. Uite aici, băgai cărbuni încins. Ah, da. Și călcai. Da. Eu am văzut în desene. Și eu am văzut în desene. În desene, vai de voi. Aici Moș Chiolpeche era ciubotarul satului. Asta e scară? Nu, e element de decor. Ia uite, ciubotarul satului. Asta ce ciorbanul. E? Veniți în coada ta, Ceaina. Ce e asta? Ce e asta? Care e? Da, aia șmecheră. Da, de faci un. Aha. Zi-mi ce e aia, că tu ai văzut. Hai. Eu am și uitat. Aia ar face. La noi e mai mare. Din aia de fapt turbul. Mi-ai zis fata, din aia de fapt turbul. Aici, e rău. Avem strucurii. Teas se numește. Teas. Dar ce știu de pe rând, știu de asta, că eu știu. Uite sucală. Da. Asta făceam un pat. Eu știu că asta e și atâta știu. Felinare, când ăsta avea bunicul la pat. Simo, hai aici. Uite, Simo, vrei să te întindi doctora în pat? Ghidu. Ghidul nostru. Astea le știu după la bunicul meu. Bunicul meu a fost tâmplar. Și fix cu ăstea, chiar le știam. Uite, ăstea chiar le știam. O mare parte din ce aici le am. Teșghea, parcă îi zicea, știa. Uite,
război. Când eram copil și eu am făcut de asta. Da. De chiar și de asta am făcut. Cu ăsta acoperau casele și în drilă, îi zicem noi. Uite, și de asta am folosit când am făcut făișorul de la mine din curte. Cântar, ăsta nu-l văzusem. Astea zdrobitoare, mică, de struguri. Aici făceau făină. Nu, nu. Uite aici. Uite, mă, lampa lui Aladin. Reșniță. Să facă un tuneric, nu mai vede telefonul. Și eu am făcut, mă. Da, da. Da. Mos, mos. Mănăstirea Sucevița. Cum scria pe un afiș la o intersecție mare. Tărâmul mănăstirilor. Interzisă filmarea personalului, dar nu spune a mănăstirii. Da, 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 da. Imensa. Îmi place și asta aici, acoperișul. Cum e proiectat. Exact ce ziceam.
apă, mâinile, dacă ai lucrat cumva cu ciment, cu ăla, da, da. Dar asta nu, o să-i facă, e un tratament. Mănăstirea Putna. Aici zace Ștefan cel Mare. Nu prea știu să spun multe despre mănăstirea asta, că nu știu ce să spun. Da? Faină. Solidă.
una dintre puținele mănăstiri care nu percep la intrare taxă și n-am văzut nici în interiorul mănăstirii nimic care interzice filmatul sau fotografiatul. De asta am și filmat. Că este, se pare că este voie. Îmi place treaba asta aici, ieșită mult în afară, piesa. Un constructor aici vede un lucru greu, greu de realizat. Solidă. Căldelniță. Monede. Champions League. Ce urmă, măi, Champions League aici. Nu știi tu. Sacristie. Goala. Uite-și pe Ștefan, bustul. Bustul lui Ștefan cel Mare. Nu le mai am.
Hai, Nic. Ce găsești? Aici spune să dezactivez blitzul, dar nu spune să nu filmez. Vaslui. Să și notăm. Parvizul cu mulțare. Îl iau de la capăt? Nu, poți să-l și răște. Acum, uite la capăt. Se vede că suntem în mașină. Mă, cu-și treabă. Să uscă. Poți să pui eventual, poți să pui pauza, știi? Și dai după aia drumul și pleacă tot de acolo. Dar nu mai cred că... Dați-vă în dreapta. Wow, ne oprim? Ne oprim. Consiliul Județean Vaslui. Și copacii împodobiți pe stânga. Thank you.